Pe mine eu sunt Ionplay și m-am găsit cu un nou episod de Rust Survival alături de Cioară. Salut! Cioară e mai tăcut de felul lui, nu-i așa, Cioară? Sau ești foarte Da. vorbăreț? Deși am făcut level 2 luni ceva de pe jos. Vezi că cum acumulezi, adică cum faci mai mult level, o să îți urce tot mai greu. Îmi dau seama. Dude, m-am jucat și eu pe level system. Ai uitat? Să e așa, i-au făcut update. Că am lipsit un pic. Nu, așa, așa e. Adică, gen, acum la început faci level din 4 hituri într-un copac, dar după aia. N-am făcut din 4 hituri. Poți să-mi date pe la tine? Normal. TPR. Cioara. Specified. TPR. Cioara. Că tu ai ă, nu ai și tu cioara. Stai ă. Serverul este Blueberry ori 10, nu știu ce, nu știu ce, dacă e las în descriere. Și vezi că e server din ăla cu când se gândesc ei apar cadouri pe mapă. Ah, drăguț. Dă-mi și mie codul pe Steam. Stai că îți dau acum un pic să-ți scriu codul în mesaj. Pe Steam sau... Da. Ok. Hai să le zic codul oamenilor, este 1, 2, 3, 4. Garantat. Nu știu, stai că le pun în ce zi, de fapt. Prea târziu l-am luat eu. Stai, ce kituri sunt? Nu știu, nici nu m-am uitat. Bob the Builder. Bob the Builder. Ăla, am mai jucat pe serverul ăsta, deci Kitu Bob the Builder-ul ce scrie acolo? Kid Bow. Kid Gift? Gift. Oh, cadouri. Da, apar cadouri pe mapă și e Deja am destul și... de noroc. Omule, deja am pipe shotgun. Două pipe-uri. Dar am pus și eu un chest și eu am unul la mine. Dar nu le fă din prima, adică strângele și upgradează-le cele mai mari. Autoturetă. Oh my god. Autoturetă. Crede... Ce... Dude. Dude. Autoturetă. Dintr-un cadou. Da, știu, Ok. din alea mari. Dai din ăla mare. Mi-au picat 4 pampuri. Mie două și o autoturetă, e fair. Ce pui? Ah, și primesc mesaje. Trebuie să verific. Două Deci secunde, oameni căutat. buni. Revolver. Dai să pun. Am pus telefonul pe silențios. Să dau upgrade la small present, la medium. Din small îți pică serin și de astea. Și la medium ce spică? La medium, revolver, water pipe. Am dat un upgrade și dau. A, revolver, sună corect. What? Ce baza aia din fața noastră? E una raidată. Adică Ai. mi-am făcut chestia asta numai ca să Ai raidată, lucrez ok. un pic. Și nu putem să o luăm? Ce? Baza, nu putem să o luăm? Nu știu, adică e raidat, dar trebuie boost ca să intri în ea, că e Păi, destul de hai să suferent. facem boost. Mare chestie, facem boost, intrăm și luăm. Și-a E plecat. server de LAN încă făcut de Crăciun. Da, mai găsi servere din alea. Nu închiși tu ușa? Ba da, sunt Vrei să fim obișnuit cu... raidați, cioara? Nu, sunt obișnuit cu sistemul ăla că se închide Da, singur. știu. Nu știu, poate ieși pe serverul ăsta? Nu știu. Din cauza la asta de vreo 3 ori mi-am luat raid. De la easy. E un sleeper. Oh, mi-am găsit tricou. Și o armură. Eu am level 16. Am level 2. I-am găsit tool cupboard-ul. Să dacă... Mie mi se n-aibă home într-o casă. În casă. Și dacă are asta e... am building privilege deja. Ai să-mi dai materiale să construiesc? A, uite. Ai niște lemn? Da. Stai să aduc de acasă.
Dacă pot să Lemn, dorim piatră, s-a remove-ul dus. și asta e perfect. Okay. Poftim? Dacă pot să dau remove la și e perfect. Slash remove. Pot să dau remove la ușă. Ok, dă prima dată clear la cupboard. Stai că eu dau remove la ușă. Da, să dau și clear la cupboard, ai dreptate. Vezi că ți le-am aruncat pe unde ai intrat. Da, stai un pic. Clear. Clear. Authorize. Authorize așa. Vino pe intrare din față. E o intrare. Du-te prin stânga ta. Și o intrare. Da, e mai bine pe acolo. Aaaa. Îți dai seama că mă mănâncă ochiul și ce nașpa e. Sună atât de ciudat. Sună atât de ciudat, mă mănâncă ochiul și știi ce nașpa e. Urcă sus. Dude, putem să urcăm pe furnăsuri. Nu trebuie să mă ridici. Așa. Uuuu, double barrel! Nu știu să trag chestia aia, adică n-are țintă în puii mei. Are țintă? What the fuck? Niciodată n-am avut un double barrel. Și s-a băgat, s-a băgat în update-ul ăsta, încât am auzit. Și niște C4 noi. C4 noi? Care se fac din Bink, and Grenade și Clot. What? Cât de random! Ce e aia? Stai un pic că mă uit acum. Ammunition tool. Se numesc... Satchet charge. Ole, ole. Satchet charge. Deci un fel de C4 zici? Nu da atâta damage. Un pic mai mult, adică... Totuși un fel de C4. Da, și se face și ușor. Oh. Îți dai seama că e arma săracului aia. C4 săracului. Trebuie să mă uit pe YouTube, adică cât damage de la fiecare pe aia. Îți dai seama că ăla e C4 săracului în momentul de față. Da. Stai că... Du-te și ia lucrurile din chest. Ce zici? Ceara? Da, acum. A, nu că nu te mai auzeam și era că mi-a picat netul. Că mai poți să schisie genul. Alo? 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 Te întrerup, gen, era ceva genul. Mi-era că... Alo? Și chiar credeam că ți-o pica netul. Ok. Trebuie să facem cod locuri, asta e clar. Chiar am bun. am eu level de cod loc. Ce-aș trage cu... shit, ce-aș trage cu double-ul ăla. Se aude parcă tragi cu rocket launcher-ul. Nu cred! Ba da. Shit, chiar vreau. Se aude ca o explozie. Stai să dau sonorul mai tare. Audio. Master volume. În ce să trag? În ce vrei tu. Trebuie să ne facem clan, dacă are sistemul de clan. Mă duc un pic mai departe de casa noastră. What? Dude, știi cum ține arma și te pui pe alt și vezi scotul pur și simplu ridicat? E așa random toată faza. Pe unde mă simt ca în Doom cu chestia asta, e imensă. Exact. Ai auzit? Da. Adică, de la depărtare se aude ca un shotgun obișnuit, da. De aici s-a auzit... Și am făcut level, că am omorât un... folosește gloanțele shotgun. Reload animation. Doamne, ce genială e arma asta! Eu nu știu să trag cu ea. Nici eu, dar îmi place! Mă întreb, se pot pune... Atașamente? Atașamente? Da. Are sloturi de atașamente. Vrei să-ți păstrăși și ție un glonț? Să tragi? Am 40 de gloanțe de ea. Da. Folosește shotgun.
Vezi că sunt aceleași Dude, scopuri. cred că nu mai putem da boost într-o casă. Stai să Da, nu, pun e cu cod. geam. E cu geam. Aici e cu geam. S-a fost raidată? Nu-mi văd eu. Hai să o raidăm. Dar trebuie să vin înapoi. Să-ți arăt unde e. O raidăm? Da, Cernia. Să nu Sau cu fie ce vrei să o raidăm? cu jump boost-ul. Ah. Ok. Stai să lasem și de mea acasă. Păi lasă-l acolo, pune codul pe ușă. Le-am pus la toate ușile. Da, trebuie să fac double door-uri acum, dar n-am blueprint-ul de double doors încă. Am eu. Soarele rezolvă pe toate. Lipsesc o oră, că trebuie să mănânc și eu și Da, ai soarele. lipsit o oră, ai lipsit jumate. Cu atât mai mult lipse jumătate de oră, soarele face pe toate. Da, de 10 minute am intrat. Say Și unde what? ești? Spoilers for newly released episodes in series and movies. Ah, credeam că... What the fuck? Ce-ai făcut level așa repede, 16? În ce parte te-ai dus? Uite un cadou. Uite un cadou. Ce mi-a plăcut faza asta. Cum ieși din casă stânga? Pe deal undeva pe munte. O să vezi un lac. E spre pădurea din stânga. Cum ieși din casă? Codul e același? Da, ești acasă? Nu, sparg o piatră cu o piatră. Vreau să fac level 5. Și durează ceva. Stai că îți dau eu unelte de metal. Dude, îți dai seama că off-camera trebuie să fac eu level. Foarte mult level. Ok, că am ajuns la casă. Cred. Am făcut level 5. Ești acasă? Nu, la casa aia de raid. Nu. Cred că încurci. E undeva pe apă, lângă apă? Da. Stai că trebuie să vin și eu. Ah, băga mea și cam materiale. Fără o țintă pe ea? Da. Stai că vin eu acum din pădure. Vezi că eu în spatele tău. Pe partea cealaltă putem să o raidăm. Pe partea cealaltă. Să ai Ce niște mâncare dubios sau e, ceva? ce dub... nu am. Ce dubios e să vezi un negru ieșind din pădure cu un double barrel shotgun în mână. Ok, am intrat. Și acum aveți full loot. I love you, Fushu. Da, cred că erai dată. Nu, are chestii. Mai ales în șosete are ceva chestii. Alea vin, șosetele vin în fiecare seară, mi se pare, nu știu. Vezi că e un cadou acolo, sau niște șosete, care scot particule. Păi asta fac. Coulul ne ajută la ceva? Ce? Coulul, nu charcoalul, coulul. Nu, Simplu. ăla spuse de server. A, sunt așa la La Caterinca. bășcălie. Adică, dacă îți faci un server a tău, le-ai și în game mode, dar nu știu la ce folosește. Da, Adică e băgat de server, de rast. nu-i nimic special. Ah, geamurile. Dușmanul meu numărul 1. O, Doamne! Tu vezi cât mă chinui pe geamul ăsta? Nici eu nu știu să sar în geamuri. Eu am avut o perioadă în care știam, dar... Nu știu ce naiba l-au făcut la geamuri, că acum sunt Înainte tipul... săream cumva așa lateral, ia așa. Da, înainte! A, nu cred, pe geamul ăsta l-am făcut imediat și pe geamul ăsta nu pot. Cumva lateral... O, oh, Ai lemn la tine? Da.
Da, Am dar vrut stai să un zic pic. să faci un chest. Ursulețul are ceva? Nu, nu are nimic, îți dă doar confort, am uitat. Se, de ce să fac un chest? Să-ți faci un chest să ieși pe geam. Păi n-am building privilege. A. Și... Înainte puteai ascunde lucrurile în ursuleț. Da, nu, nu, nu mai poți. Uite, ia double barrel-ul ăsta, doar ia-l. Și trage, oriunde. De ce? Nu, nu în mine. Nu mine. Știu. Dude, dar zici că mă joc Doom cu arma aia, pe bune. Serios, așa arată. Așa se simte, zici că te joci Doom. Se trage în coace. Tragea cineva sau mi s-a părut mie? Da. Mi s-a părut mie? Nu. Sau am tras, am tras eu în sus și a ajuns gloanțele jos. Da, și-o cred. Ai tras cu arcul? Da, am tras în ținta aia. Uite, vezi pe aici, că-s din astea. Well, nu mă așteptam. Continuăm. A, nu înțeleg de ce de fiecare dată mi-apare porcărea de la Skype și pentru câteva secunde jocul se mișcă foarte ciudat. Unde ești? Și acum și-a revenit. Mă duceam spre casă. Să-ți dau double barrel înapoi. Și se face și foarte ușor. Trebuie 5 high quality și metal frag. Atât? Da. Wow. Îți dai seama cât de... e overpowered arma deja. Cum era revolverul în CSGO? Gândește-te. Ai prins revolverul în prima zi? Da, da. Mamă. Mă jucam pe Mirage. Și știi locul ăla. Pe mid, la CT și Tero. Cutiile la Tero și... la CT chestia aia, nu știu cum se numește. Apartamentul ăla. Mm-hmm. Ce-o fi? Băi. Vezi și că ți-am dropat ăla. Poftim? S-am dropat la barbarul. Da, l-am luat. Păi, și fii atent, tipul stă pe mid, mă așteaptă cu AWP-ul. Eu ies cu revolverul și pur și simplu îl omor. Îi dau body shot. De la și distanța. Acum mai destul de OP. Acum nu mai e la fel. Nu e ca înainte, dar e destul. Înainte te dădea 400 damage pe hit. Da. Chiar când m-a băgat. Doamne, dar mă uitam cât de OP este. Toată lumea juca în prima zi. Și în a doua, parcă undeva prin a treia. Poate a patra l-au nerfuit. Da, eu m-am plictisit de el dintr-o săptămână. Da, parcă aș începe să joc din nou cu el. Te-au băgat muzică în Rust? Da. Ah, nu, că mi-aduc aminte pe un episod de Battle Royale, ascult, auzeam muzica și nu înțelegeam de unde vine. Da, în ultimul episod și faci tu că jocul ăsta devine Metin 2. Da, devine Metin 2-2 încolo. Să bagi muzică în Rust. Păi nu e Metin 2? Da. Păi. Ți-am dat lemn și piatră pe aici. Ce zici? Mai ia de aici. Mulțumesc. Deci, stai, aha, și nu cred că pot să pun acolo zid. Hei, să-mi dau home. Asta e singura problemă, că nu putem să ne dăm home. Nu? Păi, nu, pentru că... Păi distrugem o fundație și o punem de... din nou. Are bed aici, acum am observat. Da, și eu am vrut să-i le sparg. Stai, slash remove merge? Da. Da. Da, pe... Am mers. Nu știu ce fundație iau asta. Și am spart fundația greșită. Da, aici vezi că au buguit cumva. Da, nu știu cum au buguit. E o metodă, dar e citat. Hai, dă-ți aici set home. Deci, set home. Set home, cast. Nu pot. Eu pot. Stai, pune și tu aici o fundație. Uite, o scot. Bar remove. Stai. Uite, și pune... Ah, shit. Nu, trebuie să-ți pui tu. Puneți acolo fundația ta și dai set home.
Dăm lemn. Stai. Au trecut gloanțele prin perete. Ia, uite aici. Fac. Pe unde? Au trecut gloanțele prin perete, nu înțeleg cum. Dă-i upgrade. Da, stai un pic, eu fac deocamdată și asta. Ți-ai dat set home? Acum. În fine, sper că v-a plăcut acest episod de Raz. Nu uitați să păsați like și toate cele. Salutare, dragi mei minioni, eu sunt Play, alături de Cioară și pe curând. Bye!